berg. Fără țară, rătăcitor, prin lung pustiu, dar am în cerul o comoară și țara mea e-n veșnicii. Mă-ndrept spre cer să-l văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să fiu la tată, se va sfârși cu al meu suspin. Întotdeauna când ajung la strofa a doua, simt nevoia să mă grăbesc. Și că erau, un soț și o soție au ajuns în rai. Și el, ea îi spune ei, lui, vai ce frumos e aici, vai ce minunății. Și el frustrat, dar tu ai spus tot timpul să mâncăm sănătos, să mâncăm sănătos, să conduc mai încet, puteam să ajungem mai repede aici. De asta... uneori în călătoria asta simțim nevoia să ne grăbim. O să vedeți, după 30 de ani timpul trece mai repede. O să vă aduceți aminte asta. Cel puțin asta o să vă aduceți aminte. După 40 de ani trece și mai repede. Voi lepăda a mea povară, eliberat pe crucea grea, nădejdea mea nu o să moară și voi intra odina sa. Mă-ndresc spre cer să-l văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să fiu la tată, se va sfârși suspin. Tu vezi ce grea e înaintarea, mă lupt să biruiesc mereu, un dor nespus mă cheamă acasă, e dorul după Dumnezeu. Mă-ndrept spre cer să-l văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin. Căci după ce-am să fiu la tată, se va sfârși cu al meu suspin. Și-mi voi parcurge calea toată și voi ajunge al meu sfârșit. Primit voi fi cu bucurie acasă când spre cer să-l văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să fiu la Tatăl, se va sfârși cu al meu suspin.